Până în decembrie trebuie închis centrul Noricel, unde sunt 36 de copii. Aceștia se vor muta în imobile cumpărate din bani de la Consiliul Județean Dolj. 2 milioane de lei sunt alocați pentru acest lucru. Termenul de închidere este până la finele anului viitor și până atunci trebuie să mai închidem încă două alte centre. Și datorită acestui termen și a presiunii timpului, nu putem să le construim. Sigur că e mult mai potrivit să fie construite și să respecte toate standardele de la început, dar construcția unei case durează cel puțin 2 ani de zile. Proiectul a stârnit curiozitatea opoziției, cel puțin în ceea ce privește timpul scurt în care trebuie cumpărate aceste imobile. Poate în 3 luni să cheltuie banii pe care i-a promis. Aceasta a fost sensul întrebării. Este o procedură de achiziție care am mai folosit-o și altă dată și ea impune un termen de aproximativ 3 săptămâni de la publicarea mai multe cotidiene pe site-ul nostru până la desfacerea ofertelor și identificarea celor câștigători. În centrele de tip familial vor locui câte 12 copii, în prezent în Dolj. Centrele de tip familial funcționează atât în apartamente cât și în case. În cele 20 de apartamente sunt câte 6 copii, iar în cele 6 case de tip familial locuiesc între 6 și 12 copii. Din 2021, copiii aflați sub protecție socială vor locui în case și apartamente de tip familial. Decizia a fost luată la nivel național după ce s-a constatat în timp că plasamentul în familie sau la o persoană, o rudă, este mai eficient pe termen mediu și lung pentru copiii separați de familie. Reprezentanții centrelor de plasament care refuză desființarea acestora riscă amendă între 3.000 și 10.000 de lei.